Ideea săptămânii de lucru de 4 zile nu este văzută cu ochii buni de mehedințeni, spunând că acest program de lux este pentru țările dezvoltate, pe când în România se lucrează și duminica. Oamenii politici din Scoția susțin trecerea la săptămâna de lucru de 4 zile, care face parte din politica Partidului Național Scoțian. Delegații la Congresul Partidului au votat copleșitor în susținerea ideii după ce au aflat că pandemia a schimbat echilibrul dintre viața profesională și cea privată. În general, la noi, dacă am stat zi și noapte, sâmbete, duminici și asta, nu ne mai revenim. S-a dus dracu economia de tot. Nu putem nici să copiem. Asta n-am fost în stare să, bare în cel puțin, să copiem, să luăm și noi de la alții care sunt mult mai avansați. Noi am luat tot ce e rău, am ajuns în situația în care am ajuns. Guvernul SNP va stabili un fond de 10 milioane de lire sterline pentru a permite companiilor să piloteze și să experimenteze beneficiile unei săptămâni de lucru mai scurtă, care urmează să fie introdusă atunci când Scoția câștigă controlul deplin al drepturilor de muncă. 4 zile înseamnă că au o industrie extraordinar de dezvoltată, înseamnă că au produsul care e în avantajul omului, al cetățeanului, că reduce numărul de orele de muncă și normal e același ban, e o treabă frumoasă, dar în țări dezvoltate, nu în țări cum e România, de a ajuns la mila Europei. E o părere bună ce e în Scoția. Mai mult decât atât, și-au cerut și independența. Scoția față de Marea Britanie și-a cerut independența. Dar România sunt subjugați definitiv, suntem vânduți bucată cu bucată. Cercetării recente efectuate de IPPR arată că 80% dintre oameni cred că reducerea numărului de zile de muncă fără pierderi de salariu ar avea un efect pozitiv asupra bunăstării lor. Nu știu dacă ar fi bine, eu nu găsesc un lucru bun ăsta. Și așa avem o zi sâmbătă liberă, duminica e de la sine. Nu cred că o să promoveze chestia asta. Deci dumneavoastră spuneți că n-ar fi neapărat cea mai bună decizie. Nu, că și așa... Eu știu ce să zic. Unii foc continuu în industrie unde asta se lucrează și în... De multe ori se lucrează și sâmbătă chiar. Mehedințenii susțin că noi nici nu putem visa la un astfel de program în țara noastră, experimente de genul întâmplându-se doar în țările dezvoltate.